Bună seara și bun găsit, dragi telespectatori, și în această ocazie la emisiunea Vieți schimbate. V-ați întrebat vreodată de ce este atât de anevoios drumul schimbării? De ce este atât de greu să te muți dintr-un loc într-altul al vieții, astfel încât să-ți fie bine? De ce preferăm disconfortul și o situație, o viață care nu ne place, în locul unei vieți care ar putea să ne aducă satisfacții? Spunea cineva că viața este un proces de a deveni, o combinație a stărilor prin care am trecut. Când oamenii eșuează, înseamnă că ei își doresc să își aleagă o stare și să rămână în ea. Este ca un fel de moarte, spunea Anais Nin. De ce preferăm să rămânem în moartea aceasta existențială? Să ne înțepenim în niște idei fixe, în niște feluri de gândire care nu duc nicăieri. Vedem într-o zi că facem un lucru, nu funcționează. Îl facem o lună, două, trei, un an, doi, trei, zece, 15, douăzeci. Și oamenii nu vor să se schimbe. Nu vor să facă nimic pentru a fi mai bine. Nu vor ca lucrurile să capete o altă turnură. Ba mai mult, creează chiar o strategie și o tradiție a eșecurilor și a lucrurilor care nu funcționează. Și cu cât nu funcționează mai mult ani de zile, cu atât oamenii se înțepenesc mai mult acolo, socotind că de fapt nu are rost să mai încerce, pentru că lucrurile sunt atât de vechi și cum să schimb niște lucruri vechi care au fost ale bunicilor, ale străbunicilor, ale atâtor generații, n-au funcționat. Dar ce mai contează? Aș vrea să înțelegeți că nu mă refer la acele lucruri vechi, tradiționale, sănătoase. Că trebuie aruncate în aer și că nu mai avem nevoie de ele. Nu despre asta vreau să, să vorbesc, ci despre lucrurile care nu funcționează din moistră și ar putea fi îmbunătățite astfel încât să funcționeze mai bine. Și oamenii se încăpățânează. mi aduc aminte, citeam odată o întâmplare sau mi-o povestea cineva, da, povestise un preot despre un alt preot care a venit nou în parohie și a vrut să facă niște schimbări. S-a dus acolo și le-a spus, mai fraților, uite, ar fi bine să modificăm aici, să decorăm biserica, să fie mai aspectoasă și să mutăm amvonul într-o parte. La care oamenii au zis, ha, să o crezi matale, fi tânăr și cu entuziasm, dar la noi lucrurile merg așa. Și astea nu se schimbă că vine un pastor sau altul la noi, sunt lucrurile așa de când ne-am pomenit. Și nu vrem să schimbăm nimic, ne costă bani, sunt cheltuieli, e prea mare efortul, iar amvonul ăsta aici rămâne, până vine Domnul. Și la un moment dat s-a gândit pastorul că ar fi bine să mute în fiecare săptămână amvonul doar cu câțiva centimetri mai la stânga. Și oamenii și au dat seama, într-o săptămână a fost uh, uh, cam tot pe acolo și n-au observat până când, după câteva luni, și-au dat seama că amvonul este deja în capătul celălalt al sălii, în partea stângă. Și când l-au văzut, așa, ca o stare de șoc, au zis, păi, dacă tot e, să rămână acolo. De ce această reticență la schimbare? De ce este atât de nevoios drumul acesta al schimbării? Pentru că ne este frică de eșec, pentru că ne este frică de necunoscut, pentru că nu avem credință, pentru că nu ne considerăm în stare să facem anumite lucruri, pentru că. Nu este oarecum bine în situația actuală, și de ce să strici lucrurile ca atunci când sunt într-o anumită matcă, încep deja să te deprinzi cu ele. Orice schimbare implică un risc, implică un efort, implică un disconfort. Și atunci, când intri în rutina aceasta, este destul de greu să mai ieși de acolo un mare om al lui Dumnezeu, unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, este vorba despre Moise, a cunoscut o astfel de schimbare, a plecat din Egipt în niște situații cu totul și cu totul speciale, omorâse pe cineva ca să își elibereze pe un confrate de-a lui și în felul acesta s-a făcut urât egiptenilor, moartea era pedeapsa lui pentru că trădase pe egipteni și a trebuit să fugă. 40 de ani a trebuit să se ascundă în pustia Madianului. Acolo între timp s-a căsătorit, omul și a făcut o familie. A început să aibă o ocupație, păscând turma socrului său ietro și de 40 de ani de zile făcea același lucru. Intrase în acele avantaje aduse de rutină. Știți, chiar dacă nu aduce prea mult rutina, îți oferă o anumită predictibilitate. Știi ce urmează în mare, începi să controlezi lucrurile, începi să te simți bine, nu ai surprize foarte mari, nu ai salturi mari de făcut, nu ai investiții mari de făcut, așa că totul e bine acolo. Cu toate că viața de păstor îți oferă destule surprize, mai ales într o zonă de deșert, cu toate acestea începuse să se deprindă și cu seceta și cu arșița și cu foamea și cu furtunile din deșert și cu ploile de acolo și cu frigul, cu tot. Rutina are avantajele și dezavantajele ei. Avantajele unui anumit confort, dar dezavantajele care aduc după, după ea tot felul de uh, plafonări, un orizont mic, limitat și o reticență la schimbare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exodului la capitolul 3, că Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb sau Sinai, cum vreți să-i spuneți. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. O activitate de rutină, păștea turma a său, așa cum făcuse 40 de ani la rând și deodată într-o zi vede un foc care nu se mai mistuie. Focuri poate că a mai văzut el în pustie, dar un foc ce nu se mistuie e mai greu să vezi. Sunt multe lucruri în jurul nostru care pot să ne scoată din rutină. Dar dacă nu ne luăm timp să contemplăm acele lucruri, să le analizăm, niciodată nu vom ieși din această rutină. În acest tablou static și plictisitor, oarecum, în care Moise este acel păstor care face același lucru de 40 de ani și poate că în situația aceasta te vei și tu, de zeci de ani făcând aceleași lucruri, poate în același fel, poate mai schimbi pe aici, pe acolo, câteva lucruri, dar nu în punctele esențiale vorba lui Caragiale și la un moment dat te satori să faci același lucruri de zeci de ani. Și poate că te întreb ce ai putea să mai faci astfel încât lucrurile să iasă din acest făgaș al rutinei. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Eu sunt pastor și chiar aș fi curios să văd și altceva în toată această preocupare destul de rutinată a mea. Un rug care nu se mistuie. Am să mă întorc să văd ce este această Viziune, această vedenie minunată. Câți dintre noi ne mai luăm timp, dragilor, să contemplăm ceea ce iesă din spectrul acesta al obișnuitului, al banalului. Pe lângă faptul că trebuie să facem multe lucruri de dozină, repede, nu ne mai luăm nici timp să răsuflăm pentru sufletul nostru, pentru viața noastră, pentru familiile noastre, ca să vedem dacă putem să schimbăm ceva. Ni se pare că trebuie să mergem așa la nesfârșit și nu ne mai întoarcem să vedem lucrurile extraordinare care există în viața noastră, chiar miracolele pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața noastră. Nu mai avem timp. Însă Moise și-a luat timp și a zis, uite, vreau să mă întorc, să văd ce este această vedenie minunată. Nu-și dădea el seama că Dumnezeu vrea de fapt să-l ducă de la stadiul de păstor la eliberator. Momentele acestea de revelație din viață nu trebuie să fie ore în șir. Pentru a schimba existența. E suficient să ai câteva secunde, câteva minute, câteva ore, hai să zicem, cel mult, în care să stai să te gândești la viața ta, la ceea ce ai putea să faci, la ceea ce a fost până atunci și la ceea ce poți să devii. Nici prin cap nu-i trecea în momentele acelea lui Moise faptul că Dumnezeu are ceva mai măreț pentru el. Se resemnase oarecum cu gândul că este un păstor, că este un slujitor în casa socrului său, își făcuse o familie și până la urmă, cum să mai rupi această rutină dulce? Probabil că se gândea, voi paște turma socrului meu, poate că o voi înmulți din ce în ce mai mult, să am cât mai multe oi, să am venituri cât mai bune pentru familia mea, să am o stabilitate, o să-mi văd copiii crescând, o să-mi văd nepoții crescând, poate chiar strănepoții și o să fiu și eu un patriarh care le spune povești din urmă cu zeci și zeci de ani. Poate din vremea tinereții, când eram și eu prin Egipt, pe la curtea lui Faraon, le voi povesti de momentul în care am plecat de acolo și de ce am plecat de acolo, le voi spune povești păstorești, cum am înfruntat toate furtunile și toate lucrurile grele din viața de păstor și cam atât. Nu-i frumos? Le mai dau un ban de cheltuială, le mai cumpăr o acadea, le mai fac o haină frumoasă și cam asta e. Nu așa gândim toți, majoritatea dintre noi gândim în felul acesta. Însă Dumnezeu își dorește mult mai mult de la noi și de la viața noastră și a vrut să-l ia de la stadiul acela de păstor să-l facă un eliberator. Să știți că zbuciumul sufletesc este foarte mare. Cu cât saltul este mai mare, cu cât dorința de schimbare este mai mare și cu cât provocarea este mai, mai cu atât teama este mai mare și cu atât Frământările și prețul plătit vor fi mai mari. Îmi vin acum în minte câteva gânduri pe care le scria Regina României într-o carte pe care vă recomand. Am găsit-o într-o gară, dar asta nu face mai puțin prețioasă la un tonomat care uh, vinde cărți. Este vorba despre cartea Gândurile mele din vremea războiului, o carte în care Regina Maria, una dintre cele mai înțelepte și inteligente femei pe care le-a avut țara aceasta și mai deispravă, uh, își exprimă durerea în momentul în care fiul ei micuț Mircea a murit. Și era ruptă sufletește între a sluji răniților, pentru că regina aceasta nu s-a mulțumit să rămână și să beneficieze de privilegiile casei regale. Ce a fost numită mama răniților. A mers pe câmpul de luptă ca să încurajeze răniții, să-i vadă, să știe că acolo este regina țării și să le dea un suflu nou, să poată lupta să ducă această scânteie, această dorință națională de a deveni un stat și de a recapăta, de a reîntregi teritoriile țării care au fost pierdute în primul război mondial. Și doamna aceasta a României scrie la pagina 16 în această carte despre momentul în care l-a pierdut pe micuțul ei, pe micul prinț și abia l-a îngropase și spune așa, s-a sfârșit. Nici rugăciunile, nici lacrimile, nici durerea, nici deznădejdea, nu mi te mai pot întoarce, Mircea, copil al meu. Era o durere covârșitoare. Însă spune ea mai departe așa, nu e vreme de doliu, de odăi închise, de plângeri leneșe, de odihnă. Propria durere nu trebuie să mă despartă de durerea altora. Ea trebuie să fie un legământ nou între țară și mine. Ea nu poate să mă țină departe de ei în clipa în care au mai mare nevoie de mine. Țara mă cheamă și cu toată noaptea coborâtă ca un zădarnic, ca un zăbranic în sufletul meu, trebuie încă o dată să-mi port povara și să merg înainte încotro îmi voi întoarce fața întristată? Spre ce pat de durere, spre ce cămin al suferinței ar fi poate mai bine să ascult glasuri ce nu îmi vor trezi amintirile, să rătăcesc în locuri pe unde el n-a mai umblat, printre, fe printre fețe ce nu le-a cunoscut, care i-au stat aproape în ceasul din urmă și nu i-au auzit țipătul chinului ar fi poate mai potrivit să pripecesc cu rana proaspătă, să merg acolo unde lacrimile noastre port curge în dragă voie, acolo unde nu e rușine să plângi. În acele momente, regina descrie durerea ei sufletească și, bineînțeles, povestește despre Imensa pierdere pe care a suferit-o, dar nu-și putea permite o pierdere și mai mare, aceea de a-i lăsa pe oameni fără speranță. Să te lupți între durerea pierderii unui copilaș nevinovat și durerea aceea care era adusă de ororile războiului. A murit copilașul. Dar erau atât de mulți oameni care trebuiau încurajați, atât de mulți oameni care trebuiau să o vadă pe Doamna României în fața lor. Și mulți dintre ei spuneau, luptăm și mergem cu drag la luptă ca tu să devii împărăteasa României. Moise a trebuit să aleagă. Între o viață tihnită, liniștită și provocările care vin pentru un păstor adevărat, pentru un eliberator. Uneori, cu cât provocarea este mai grea, cu cât este mai, mai mare, cu atât durerea și prețul vor fi mai mari. Însă, noi când privim la oamenii mari care au realizări în viață, ne uităm la fărâma aceea de succes și considerăm că po, e de dorit să fii ca ei. O oh, ce mult mi-aș dori să fiu la televiziune, o oh, ce mult mi-aș dori să fiu un mare antreprenor multimilionar sau miliardar, ce mult mi-aș dori să fac poze într-un uh, într uh, bolid de lux cu un ceas de firmă de câteva zeci de mii de euro. Ce mult mi-aș dori ca toată lumea să vină după mine să-mi ia autografe. Însă oamenii nu văd ce este în spate. Câți dintre noi nu ne-am dori să fim ca Moise, ca Dumnezeu să ne vorbească gură către gură, să ne dea vedenii și viziuni, să facă minuni prin noi, să despice marea, să facă să țâșnească apă din stâncă. <coughs> Însă nu vedem cealaltă parte a monedei sau a tabloului. Luptele pe care Moise le-a dat cu Dumnezeu și cu toate vicisitudinile vieții și cu toată împotrivirea din partea poporului până când i-a adus la porțile Cananului. Nu e ușor să mergi de la păstor și să devii eliberator. Și înainte de a, înainte de a da piept cu adevăratele lupte, Moise a trebuit să lupte cu Dumnezeu. A trebuit să ducă Dumnezeu o muncă de convingere cu el ca să plece din locul acela în care se simțea atât de bine. Și observați cât de greu a fost lui Dumnezeu să-l convingă pe Moise că are o viziune pentru el și un plan măreț care vor rămâne scrise în istoria sfântă, în istoria sacră. După ce se prezintă, Dumnezeu îi spune care era misiunea lui. Am auzit strigătele poporului meu în Egipt și vreau să-i eliberez. Tu ești cel care îi va elibera. Iată versetul 9 din capitolul 3 că strigătele Israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu pe copiii lui Israel. Așa, simplu. Viziunea este foarte simplă și concisă. De fapt, asta este cheia unei viziuni. Să o poți spune într-o propoziție să fie tot timpul cu tine, dacă te înșiri în fraze, care e viziunea ta și care e dorința în viață? A, păi mi-aș dori să fac și asta, și cealaltă, și cealaltă, dar mi-ar plăcea să visez și pe nu știu unde, să scriu, să fac antreprenoriat, să merg să mă plimb în toată lumea, să am contact cu mai multe culturi, dar mi-ar plăcea și să fiu artist și să pictez și să... Bă, deja ai pierdut. Viziunea trebuie să fie concisă, să o poți exprima într-o singură propoziție, ca să fie tot timpul lângă tine, în inima ta, în mintea ta. Nu te pierde în detalii. Detaliile vin după, dar trebuie să știi clar ce vrei de la viață. Și Dumnezeu i-a spus clar, vreau să iei pe poporul meu din Egipt să-l duci în țara Canaanului. Punct! Asta este viziunea. Restul sunt detalii. Cum vom face? Cum vom scoate poporul de acolo, asta este cu totul altceva. Și când a auzit Moise ce vrea Dumnezeu de la el, a început să ducă muncă de lămurire, să pună tot felul de scuze. Moise a zis lui Dumnezeu, versetul 11: Cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Adică nu mă duc la Badea Gheorghe, nu mă duc la Badea Cârțan să-i spun, Bade, hai, lasă și tu din o gradă animalele astea să iasă afară, să le duc la păscut. Ce e vorba să scot un popor din robie, să iau lui Faraon munca moca, mâna moca de lucru, gratis, Păi tu îți dai seama ce înseamnă asta. Fără armată, fără logistică, fără planuri militare, fără planuri de cucerire, cum să fac lucrul ăsta? Însă, Dumnezeu nu se lasă. Și în continuare, la fiecare scuză sau la fiecare argument pe care îl aduce Moise împotriva împlinirii planului lui Dumnezeu, Dumnezeu vine cu o contraargumentare, lăsându-l în cele din urmă fără cuvinte. Versetul 19, ce spune Dumnezeu: Știu că împăratul Egiptului nu are să vă lasă să plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le vei face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Credeți că s-a lăsat în duplecat? Nu. No. Moise a răspuns, capitolul 4 cu 1. Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Și atunci Dumnezeu i-a zis, ce e în mână Moise? Pe păi ce să mă bâtă, Doamne, un toiag, un ciomag? Noi credem că Plecarea la acțiune necesită tot felul de pregătiri complicate și nu spun că nu e așa, trebuie să ai anumite planuri, dar trebuie să începi de la ceea ce ai, nu de la ceea ce ai putea să ai. Încep de la lucrurile pe care le ai, concret. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, ce ai în mână Moise? O bâtă, un toiag, aruncă-l! Și l-a aruncat și s-a prefăcut într-un șarpe. Când l-a văzut Moise, s-a temut de el. Zice, apucă-l de coadă, curată nebunie. Cum să apuci un șarpe de coadă? Imediat se întoarce și te mușcă. Însă logica lui Dumnezeu nu corespunde întotdeauna cu logica noastră. În mod normal, șarpele trebuie să -apuci de după cap. Să nu se întoarcă și să te muște. Dar Dumnezeu zice, apucă-l de coadă. Și-l apucă de coadă și se preface din nou în toiagă. Bagă-ți mâna în sân. Bagă mâna în sân și se scoate afară. Plină de lepră. Fai, dar cum? Asta e sănătoasă, asta e plină de lepră. Pune înapoi. Bagă înapoi, scoate iar afară mâna sănătoasă. A zice, domnule, după a -a, două miracole care s-au petrecut cu el, A zice, gata, Doamne, mă duc, da, de unde? E atât de greu să ne urnim din loc, din, din înțepenirea aceasta și din rutina aceasta. E foarte greu. Și chiar spune în versetul 10 că Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om, ori vorbirea ușoară cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă, ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba este încurcată. Să mă duc la faraon să ce? Când încep spiciu, dacă nu sunt foarte coerent și foarte uh, laconic și direct în vorbire... Și dacă încep eu să mă băi, să mă mai gândesc eu cu cum vorbeam eu, egipteană, acum 40 de ani, păi nu mai iese nimic de acolo. Trimite asta gărzile și mă omoară. Da, să mai am eu putere de convingere la care Dumnezeu îi spune, du-te dar, eu voi fi cu gura ta, și te voi învăța ce vei avea de spus. N-am făcut eu gura omului. Nu pot eu să fac pe cineva mut sau surd sau invers, să-i vindec. Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți, dar nu pe mine. Să fie clar, Domnul, nu vreau, punct. La care Dumnezeu se mânie și a zis, nu-i oare acolo fratele tău, Aaron Levitul? Știi că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Lasă scuzele și pleacă înainte. Ți-l trimit pe Aron ca port voce a ta. Este greu să ieși din această înțepenire a rutinei. Însă, uneori Dumnezeu se poartă sever cu noi. Și această severitate a lui Dumnezeu este o adevărată binecuvântare. Pentru că nu ne lasă să rămânem în același loc, nu ne lasă să devenim atât de plafonați încât să nu ne mai placă existența. Și uneori folosește terapii de șop cu noi, ne trece prin încercări, prin suferință, prin tot felul de experiențe. Pentru ca viața noastră să fie mai frumoasă, mai puternică și mai binecuvântată, mai diversă. De multe ori, Dumnezeu folosește o imagine în Sfânta Scriptură care este luată din lumea animalelor, din lumea păsărilor. Este vorba de vulturi. Și chiar spune el că i-a călăuzit pe arip de vulturi și. Așa cum vulturul își scutură cuibul, așa scutura și Dumnezeu pe Israel astfel încât să-i poată scoată din țara Egiptului și să-i ducă în țara Canaanului. Dacă urmărești procesul acesta al vulturilor care scutură cuibul, ai zice că sunt niște ființe, în primul rând, care nu gândesc absolut deloc și care n-au nicio noimă în ceea ce fac. Însă, dacă n-ar face lucrul acesta, dacă nu-și ar scutura cuibul, puii n-ar învăța niciodată să zboare. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum își scutură vulturul cuibul. Pui ajung la o anumită maturitate, le cresc penele. Amestecate cu puf, și vine vremea ca să zboare. Și n-ar vrea, e așa de bine, în cuib acolo, la înălțime. Bă, tata și mama le aduc de mâncare în fiecare zi. Cum să. Și tu, ca părinte, cum să scuturi cuibul, să-i împingi pe copiii tăi, să devine independenți? Na, și unii sunt atât de protectivi încât puii lor nu mai zboară niciodată. Însă, vulturii știu cel mai bine cum să procedeze. Cu aripile îi împing jos din cuib spre hăul acela imens, spre prăpastie și pui în disperare încep să dea din aripi și normal că nu știu să zboare din prima și mai, mai că se prăbușesc și la momentul oportun țâșnesc săgeată se pun sub ei și mai ridică puțin cu zborul lor și mai lasă să mai cadă câteva zeci de metri și iar îi mai ridică și până când învață să planeze, învață să bată din aripi, învață să țină direcția și în felul acesta puii învață să zboare. Dumnezeu procedează în același fel cu noi. Este greu drumul acesta al schimbării. Dar dacă nu-l facem, dragii mei, vom rămâne niște handicapați și niște lipsiți de viziune toată viața, niște frustrați, niște neîmpliniți, niște oameni care nu vor face nimic măreț în viața lor. Oare nu este Aron cu tine? Uite, vine, chiar acum l-am pus pe drumă și va veni și va ține el loc de crainic, de translator. Dar tu trebuie să mă reprezinți pe mine. Nu o să poți să faci tu toate lucrurile în viață. Vei avea nevoie de oameni care să te ajute în acest drum al schimbării. Și tocmai asta face frumoasă viața că nu vei face tu toate lucrurile, ci vei avea alături de tine oameni care te vor ajuta. Important este să știi ce vrei, să știi care este viziunea din partea lui Dumnezeu și ce dorește Dumnezeu de la tine. Chiar dacă este greu, este anevoios, te vei lovi de tot felul de obstacole, de primejdii, de necunoscute. Și la un moment dat s-a lovit și Moise de ele ajungând în Egipt, să nu credeți că l-a așteptat faraon, no, ce bine că ai venit. Te așteptam de 40 de ani, am uitat eu ce s-a întâmplat, bine că ai venit, mi era așa dor de tine și abia aștept să-i liberez poporul ăsta, mă cam încurcă, știi? Abia aștept să le dau drumul la câteva sute de mii sau milioane de oameni să plece de aici, să lase Egiptul pustiu și o să lucrăm noi egiptenii, o să facem muncă de voluntariat, pe bani puțini sau chiar de loc, să zidim piramidele, să, să, zidim toate mormintele acestea și toate edificiile pe care le-am planificat. Nu e problemă, mergeți voi și slujiți lui Dumnezeu. Da, te unde? Când a auzit faraon, deja a început să fiarbă sângele în el. Augustu să mergeți în pustie, a, să vă închinați Dumnezeu pe bune? Mergeți numai voi, bărbații. Nu, ori mergem toți, ori nu merge niciunul. Și n-a vrut să-i lase. Și au început să cadă plăgile. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și de fiecare dată părea că cedează faraon, dar după aia când vedea că a cam trecut plaga, iară se învârtoșa inima în el și zicea, da, să o credeți voi, nu vă las nici în ruptul capului. Până când a venit plaga a zecea. Și chiar în timpul acestor plăgi, nu doar că egiptenii erau potrivnici faraon, dar au început să se îndoiască Inclusiv cei care făceau parte din poporul lui Dumnezeu, încă de la început au fost ei cam reticenți, dar când au văzut că începe să li se îngreuneze stilul de viață și așa mizer și precar, au început și ei să cârtească. Și în capitolul 5, începând la versetul 20, când au ieșit reprezentanții poporului de la Faraon, a întâlnit pe Moise și pe Aron care îi așteptau și le-a zis Să vă vadă Domnul și să judece Voi ne-ați făcut urâs lui Faraon și slujitorilor lui Ba încă le-ați dat și sabia în mână ca să ne omoare Și în momentele acestea Moise se descurajează și merge la Dumnezeu și spune Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-ai izbăvit pe poporul tău. Când vrei să faci o schimbare majoră în viața ta, nu te aștepta ca lucrurile să fie toate roz. Ba, din potrivă, s-ar putea ca primii pași, primele obstacole să fie aproape imposibil de trecut. E atât de greu. E atât de greu să renunți la anumite lucruri, e atât de greu să lupți și să te arunci în gol, să faci schimbări, e dureros, e dramatic. Însă, dacă ai acest curaj și ai această credință, și ai această nebunie, și ai această pornire puternică și știi clar ce vrei, vei reuși. Și Dumnezeu îi arată că, de fapt, El l-a adus în situația aceasta de vulnerabilitate, tocmai pentru a-și arăta minunile și slava. Vor fi multe obstacole în viața ta, însă ele nu sunt o scuză pentru a nu face nimic. Sunt atât de mulți oameni care se tot plâng. În toate felurile. Că nu câștigă suficient, că lucrurile nu merg cum ar trebui în viața lor și găsesc N motive de nemulțumire. Însă uită că, de fapt, puterea de schimbare stă în deciziile lor. Puterea de schimbare stă în deciziile lor. Și Dumnezeu, în acest moment de descurajare profundă prin care trecea moise. I-a vorbit cu o putere atât de mare și vrea să iei la, la suflet cuvintele acestea ale lui Dumnezeu și să le aplici în viața ta. Dacă Dumnezeu te duce prin situații grele, este pentru că vrea să schimbi ceva, vrea să faci lucrurile mai bine să-ți dai seama că pot să schimb ceva și că nu se mai poate așa. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl vasili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl vasili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt domnul eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de El sub numele meu ca Domnul. De aceea mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, Canaan, țara călătoriilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncele cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Cum să se manifeste puterea lui Dumnezeu dacă tu stai în zona ta liniștită? Și dacă tu nu ești dispus să faci absolut nimic ca să te schimbi și să schimbi ceva în viața ta. Obstacolele care apar nu sunt o scuză deloc. Iar cuvintele lui Dumnezeu nu pot fi deloc interpretate. Moise a ajuns în situația aceasta foarte bine. Asta am și doream. Să-ți dai seama cât de gravă este situația și că eu am soluție la problema aceasta. A ajuns în Egipt, a ieșit din Madian foarte bine. Ai ajuns aici, le-ai prezentat viziunea de a pleca din Egipt și de a ajunge într-o țară în care curge lapte și miere. Foarte bine. Acum a sosit timpul ca eu să fac minunile prin tine, tu trebuie doar să ai credință, să rămâi nestrămutat în această credință și să mergi înainte, iar poporul va veni după tine. Chiar dacă va cârti, chiar dacă va fi nemulțumit, chiar dacă va fi împotriva ta, faraon și tot Egiptul, tot voi duce poporul acesta unde trebuie să ajungă. Îmi place foarte mult această gândire a lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu, vrea să ne ofere o perspectivă măreață. Și vrea să realizăm lucruri extraordinare în viața noastră. Însă cei mai mulți dintre noi, în primul rând, nu știm ce vrem de la viață. Poți să spui într-o frază ce vrei de la viață? Poți să spui într-o frază care este viziunea ta? Poți să îți clarifici, atât de clar în mintea ta lucrurile, astfel încât să știi unde vrei să ajungi. Citeam zilele trecute biografia lui Arnold Schwarzenegger. Când am spus numele acesta, deja știți, filme de acțiune, campion la culturi și așa mai departe, însă trecând dincolo de imaginea aceasta creată prin filme și prin Hollywood am vrut să aflu ce se află, ce, 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 a stat în spatele poveștii lui. Și el a spus așa, niciodată în viață eu n-am avut un plan B în ceea ce privește viziunea. Am știut clar ce trebuie să fac și ce îmi doresc să fac. A, că am avut planuri A, B, C în ceea ce privește implementarea, viziunii, este cu totul altceva. Însă eu niciodată n-am zis, a, dacă ieșuiez aici, las că încerc altceva să fac. Și dacă nu mi-iese asta, o să fac altceva. Eu am știut, vreau să fiu Mister Olympia. După aia am știut, vreau să fiu actor, să joc în filme de acțiune. După aia am știut, vreau să joc în filme de comedie. După aia am știut, vreau să devin senator. Și întotdeauna am știut clar ce vreau să fiu și în tot ceea ce și-a propus a ajuns în top. Și a spus, faptul că majoritatea oamenilor nu reușesc este din cauză că au un plan B al viziunii. Dacă nu merge asta, văd de ce-o fi și cu cealaltă și cu cealaltă și își risipesc viața în mai multe direcții și în felul ăsta nu realizează nimic memorabil. Ce ar fi fost dacă Moise ar fi rămas în pustie? Ar fi fost și el un păstoraș, așa cum sunt milioane. Și viața lui s-ar fi risipit, s-ar fi stins în activitățile obișnuite ale acestei ocupații vechi și străvechi. Ce-ar fi fost dacă Moise n-ar fi răspuns acestei chemări a lui Dumnezeu, am fi fost mai săraci cu multe pagini ale Scripturii. Ce s-a întâmplat datorită faptului că el a răspuns acestei chemări a lui Dumnezeu? A fost omul căruia Dumnezeu i-a vorbit gură către gură. A fost omul care a văzut slava lui Dumnezeu. A fost omul prin care Dumnezeu a făcut atâtea minuni. A fost omul care a scos pe Israel din pustie și l-a dus în țara Canaanului. Este extraordinar. A fost omul care s-a sacrificat pentru ca poporului să-i fie bine, deși poporul de multe ori era ingrat și nemulțumitor. Însă minunile și experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu nu le-a mai avut nimeni. Dacă n-ar fi răspuns acestei chemări, viața lui Moise ar fi fost una plictisitoare, așa cum sunt multe pe care le descriem într-un necrolog plictisitor la înmormântările multora dintre noi. Însă, lui Moise i-a scris necrologul. Dumnezeu, i-a făcut înmormântarea Dumnezeu, l-a mormântat Dumnezeu, l-a înviat Dumnezeu și l-a înălțat la cer Dumnezeu. Și a venit pe muntele schimbării la față să-l încurajeze pe Fiul lui Dumnezeu să ducă lupta până la capăt, pentru că nici el, nici Ilie nu reușiseră să biruiască pe deplin. Dacă Moise n-ar fi înțeles chemarea și dacă n-ar fi răspuns n-am mai fi citit aceste lucruri minunate în cuvântul lui Dumnezeu. Provocarea aceasta este și pentru mine și pentru tine și aș vrea să știi că drumul schimbării este unul anevoios, este unul greu. Cu cât schimbarea este mai mare, cu atât prețul va fi mai mare. Însă, spunea Ursula Ivon Sandner, orice schimbare din viața ta presupune mai întâi o schimbare la nivel de credințe. Ai nevoie să accepti acele gânduri noi care te îndeamnă să acționezi. Dacă nu acționezi, vei rămâne exact în același loc, vei face lucrurile exact la fel și nu te vei schimba absolut deloc. Și nimic nu este mai trist și mai plictisitor decât să vezi că anii trec și tu ești tot acolo. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să pornim pe drumul acesta al schimbării, astfel încât viața noastră să aibă sens, să aibă putere, să aibă semnificație, să fie o sursă de inspirație pentru toți aceia care nu știu ce să facă cu viețile lor.